Bună seara, stimați telespectatori! În această emisiune vom discuta despre micile întreprinderi sau aceea ce se numește antreprenoriatul social. De ce această temă este una, considerăm noi, importantă? Din cauza că, în general, domeniul muncii în Republica Moldova este un domeniu destul de complicat, destul de complex. Noi vedem că din cauza că oamenii nu-și găsesc un loc de muncă, ori nu vor să îndeplinească, deci anumite munci care consideră ei că nu sunt calificate, nu sunt pe specialitatea lor, de multe ori ei emigrează, presesc în general țara. Deci acum și cu alte fenomene sociale, când ajutoarele de șomaj se duc nu știu unde, ajung la oameni care le primesc, deci le utilizează, și unii stau șomeri așa un an, doi, trei, patru și nu prea găsesc posibilități să angajeze în serviciu. Ori așteaptă nu știu ce și de la cine, ajutoare de la stat sau ajutoare de la cei care se află astăzi în diasporă. În cazul de față, eu am invitat în emisiune două persoane, doi activiști care au o anumită experiență în ceea ce numim noi antreprenoriatul social. Hai să ne clarificăm ce ar însemna antreprenoriatul social. De fapt, este activitatea de antrenare în muncă a celor pături sociale care noi le considerăm vulnerabile. Care sunt păturile sociale vulnerabile? E vorba de invalidi, e vorba de familiile, deci, monoparentale, familiile sărace și așa mai departe. Și vă spun dumneavoastră, bună seara. Încerc să vă prezint doamna Maria Brăiescu, care este președintele Asociației Mâini Fermecate din raionul Florești. Bună seara, doamna Maria. Seara, și doamna Elena Cernei, care este președintele Asociației Nevăzătorilor din raionul Șoldănești. Bună seara, deci doamna Elena Cernei. Eu am pregătit niște întrebări. Trebuie să recunosc că, de fapt, m-am așteptat ca să vină un reprezentant, poate de la Ministerul Protecției Sociale sau de la Ministerul Economiei. În prezent acelui expert, probabil că discuția noastră putea să fie mai interesantă, dar eu sper că și așa ea o să fie interesantă. Până la urmă, este vorba, în primul rând, despre acea experiență care dumneavoastră o aveți. Și vă întreb atunci, pe ambele, da? Care a fost motivația dumneavoastră, da? Să creați întreprinderile respective. Eu cunosc că aveți întreprinderi în care lucrează, deci, invalidi, da? Lucrează oameni cu anumite nevoi sociale. Nu este așa de simplu să organizezi așa o întreprindere, dar totodată am înțeles că experiența respectivă o aveți. Doamna Maria Brăiescu, pe dumneavoastră vrem să vă ascultăm. În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru invitație și mulțumesc mult că ați abordat o asemenea problemă care este națională. Într-al doilea rând, care a fost motivația? Vreau să spun că dintr-o necaz, adică care am suportat eu 92, am suportat un accident, urma căruia am rămas cu o fractură a coloanei vertebrale, care m-a focusat mai mult să fiu fixată patului, dar activismul ferbențal din mine, adică și meseria și ideile care le aveam în cap, adică nu dădeau voie mâinilor să stea pur și simplu. Și hai să folosesc imaginația, creația, tot ce era în mine. Tatăl mi-a dat-o puțin ajutor, că fiindcă după ce m-am ridicat din pat, adică nu puteam să stau locul pe șezut absolut de felul, și mi-am ridicat mașina la un nivel așa unde stăteam mai înalt, și chiar în situația care eram cu acel grad de invaliditate, a sănătății grave, adică totuși am luat o inițiativă. De ce eu trebuie să stau ca o legumă în loc să... Adică pot să fac să folosesc măcar în poziția sau în posibilitatea care o avea. Și iată așa am început încetul cu încetul, vertical, după posibilități, și zic că dacă pot să duc 3 litri de apă, de ce să nu le duc? De ce să aștept cineva să mi le aducă? Și adică am pus în aplicare tot ceea ce cunoșteam. La ce moment a apărut gândul în general de creat o întreprindere? Adică dumneavoastră înțeleg așa, v-ați reabilitat sănătatea, pe de parte, da? Și de altă parte a apărut ideea de a organiza o întreprindere. Doar noi înțelegem, pentru asta trebuie cunoștințe juridice, trebuie cunoștințe economice, da? Trebuiește probabil cu o anumită susținere financiară, trebuiește un credit să iei undeva, trebuie să angajezi oameni, să cauți, să găsești un domeniu de activitate. Vreau să spun că în anul 2003 eu am fost eliberată din câmpul muncii
Și ceea ce vreau să menționez, mi s-a stabilit un grad de invaliditate din urma care nu am putut să mai lucrez, să activez într-o organizație. Fiind eliberată și fiind ca șomier, am beneficiat de un ajutor social pe care eu nu l-am folosit ca să-mi cumpăr o bucățică de pâine, fiindcă am cumpărat azi o pâine, mâine deja nu mai am. Adică, acel ajutor social care l-am primit timp de 6 luni de zile, l-am pus în aplicare, am cumpărat materia primă, fiindcă m-am gândit că, bine, ce o să fac eu? Dar ce s-are în vedere materia primă? Materia primă, lucrând foarte mult în domeniul industriei, în producere, la fabrici, am văzut foarte multe deșeuri care se aruncă în urmă la producere. Și eu, fiind un aprig luptător cu problemele mediului, am văzut că aceste deșeuri or să fie toate aruncate la gropile de gunoi și zic, de ce să nu le întrebuiințez? Adică, de fapt, domeniul de activitate l-ați găsit acela care a fost legat înainte cu profesia, într-un fel, da? Da. Cu activitatea dumneavoastră anterioară. Desigur. Și problema cea mai mare că mormanii de deșeuri se aruncau săptămânal, de 3 ori pe săptămână se aruncau 10 de tone de deșeuri și pe mine am pus mintea în mișcare, păi ceva se poate de mai făcut, ceva se mai poate. Și aducându-mi aminte că în localitate chiar în Republica Moldova este o țară viticolă și știu foarte bine că viticultorii se confruntă cu situația, cu lucrători. Adică eu deja la început, noi am făcut totul manual. Am început de la zero, așa să zicem. Ce ați produs? Am început a produce ață delegat la vie. Ață delegat la vie, cordele, cele care trebuie să legate vița de vie, asta primăvara. Asta e un lucru foarte important pentru viticultori. Dacă nu îl fac la timp, este o problemă. Și mai ales în legatul în verde, asta e o problemă gravă. Dacă a venit o ploaie mai mare sau un vânt și nu ai legat... Am înțeles. Adică, de fapt, e un lucru necesar. În ce măsură ați găsit piața de desfacere, ați găsit lucrători pentru a angaja... Când eram copii, părinții noștri lucrau la brigadă, cum era în colhoz, toată iarna se duceau și făceau acest serviciu pentru brigada lor, pentru colhozul lor. Și eu deja când s-au împărțit pământurile, toți oamenii au devenit deja individuali. Da. Și atunci am văzut problema că fiecare om se confrunta, trebuia fiecare să ducă să-și procure acele deșeuri, să-și producă acest produs și eu zic, de ce să nu fac asemenea serviciu pentru categoria... Dar există ață delegat la vie, există la magazine, probabil că iese importă de undeva. Că dumneavoastră ați venit pe piața noastră, pe piața Republicii Moldova, cu produsul într-un fel autohton. Înțelegeți că ca să producă ața aceea care se vinde la magazine, ea să mai face un proces de producere și în urmă la aceea trebuie să mai angajezi câteva sute de oameni. Dar noi nu, dar eu am văzut în spatele la toată producerea asta, că adică dacă noi folosim aceste deșeuri, din 100 de tone noi producem un 30-40 de tone, înseamnă că nu ducem toate tonele la gunoi. Și acest gunoi nu se efecte. Pe de o parte producerea și pe de altă parte într-un fel ecologizarea. Ecologizarea, desigur că am pus problema mediului care este, să admitem, gunoiul menager se putrefacție, prin procesul de putrefacție, el se cumva, el dispare, adică se preface în îngrășământ, dar deșeurile textile nici într-un fel ele nu se putrezesc. Și adică eu am pus ele în aplicare... Ele putrezesc, pur și simplu, mai greu. Da, dar ele sunt produse din produse sintetice. Și ele când putrezesc, acolo adică acolo se duce prin ploi, vânt, în primul rând, ele când putrezesc, elimină un fel de lichid care se duce în sol, el ne otrăvește pământul, apele subterane și în a doua rând el se evaporă și ne otrăvește și aerul, care ne afectează pe noi din toate felurile. Și atunci, venind cu ideea mea, zic, de ce să permit să-mi distrug sănătatea prin asta, dacă eu pot să folosesc asta ca un bun serviciu pentru păturile sociale care întâlnesc. Am înțeles. Doamna Elena, dumneavoastră, în afară de faptul că conduceți această asociație a nevăzătorilor din raionul Șoldănești, mai știu că sunteți și consilier local, de fapt sunteți o aleasă, într-un fel, a poporului acolo, în localitatea dumneavoastră, și am vrut să întreb, că este experiența care îmi povestește doamna Maria. Aveți dumneavoastră așa o experiență în localitatea dumneavoastră, în raionul dumneavoastră? Sunt multe cazuri când totuși noi avem aici oamenii cu invaliditate care încearcă să lucreze, să-și creeze niște întreprinderi, să facă aceste afaceri mici de familie, mică întreprindere.
cât de cât, ca să-și facă un copil, ca să-și facă un ban. Da, eu să-mi permiteți din start să spun că sunt, fiind o persoană cu dizabilitate din Fragedă cu pelărie, m-am confruntat. Dumneavoastră în grup toți da, desigur, desigur. Asta e și problema care mă face ca să scot în evidență anume persoane cu dizabilități și depun efort ca să-i pot ajuta. Lucrul ăsta îl fac din 2007, în urma fondării unei asociații Speranța Persoane cu Dizabilități la nivel de localitatea satului Găuzeni și activând acolo... Satul Găuzeni din da, Șoldănești, din raionul Șoldănești, acolo sunt eu de Baștină și permanent pentru mine eu m-am confruntat cu problema discriminării. De aceea am ajuns și asta a fost scopul de fondarea unui ONG, din motiv că să pot ajuta eu, persoane cu dizabilități, că acum nu am fost ajutată eu de cândva, de cineva. Când noi vorbim despre discriminare, ce aveți dumneavoastră aici în vedere? Cu regret și cu păreri drău m-am confruntat. A fi discriminat înseamnă a fi marginalizată, a nu fi văzută ca om, a fi... Considerați că fenomenul ăsta este foarte răspândit. Foarte, foarte. Cu regret. Cu părere de bine, puțin s-o mai ameliorat situația în țară. Deja persoane cu dizabilități mai au, doar avem și legea 60 persoane cu dizabilități. Nu bine, legile există, dar aici sunt implementarea lor concretă, acolo în teritoriu. Cum este înțelesă de funcționari. Păi anume de motivul dat, eu, atunci în momentul când am fost discriminat, atunci am avut un scop. Să cresc și să demonstrez că eu sunt o persoană, doresc să fac niște lucruri și să demonstrez societății persoane cu dizabilități pot deveni oameni, cetățeni de valoare a localităților lor. De aceea am fondat ONG-ul, am implicat, am ajutat foarte multe persoane cu dizabilități, cu ajutoare, cu multe lucruri în localitate. Nu o să mă laud, dar o să spun că sunt o Moș Crăciun a satului Găuzeni de 15 ani. Unde au beneficiat copiii de cadouri. Din start au fost 57 de membri a ONG-ului, dar pe urmă am implicat acolo și familii numeroase și copiii cu parentali. Adică acolo unde am văzut eu că pot să duc, eu vizualizam din start. Toată lumea m-a întrebat de ce faci asta? Fac că asta e hobby-a mea, asta e a meu, asta a dăruit fericire cuiva, atunci ești tu. Da, dar vedeți dumneavoastră, eu de fapt am invitat pe dumneavoastră în contextul mai mult antreprenoriatului social. Adică nu doar ca organizații, eu știu acolo, care se luptă pentru drepturile acestor invalidi, da? Dar mai mult ca organizator în uneori a acestei activități, ca ei să-și facă copiii ca lor. Adică să nu aștepți tot timpul că, uite, statul o să le ajute, ori dumneavoastră să veniți ca nu Moș Crăciun, cum a spus dumneavoastră, da? Sau primarul satului. Dar totuși oamenii ăștia sunt oameni vii, sunt oameni cu speranță. Da, uneori ei au invaliditatea gradul 2, da? Dar ei sunt tineri, ei sunt plini de idei, pe creație, inclusiv forța aia, că doamna Maria, eu cunosc mai bine leacă biografia dumneavoastră, să văd că în toate condițiile actuale, ei caută să muncească. Nu să aștepte, dar să muncească, să-și facă singur copeica și încă să-i organizeze pe alții. Exemple de astea aveți dumneavoastră în raion și în localitate? Sunt așa exemple care chiar sunt tineri care ar dori să facă niște lucruri, dar câteodată, cum am menționat mai sus, nu sunt destul de informați. Dar având colaborare cu instituția din nivel de raion, am discutat și adică au venit cu informații unii poate tinerii să-și deschidă niște întreprinderi sociale și lucrăm la compartimentul dat, am început să informăm tinerii, facem chiar niște mese rotunde care dânșii se implice și demonstrându-le că se poate. Dacă este dorință, posibilități să găsesc. Nu, totodată spunem așa, dorința poate fi, dar trebuie să fie și să susținerea autorităților. Corect. Oricum, de la început trebuie să găsiți elementar niște bani. Noi uneori le povestim mult, dar dacă elementar, omul acela nu vede de unde să găsească resursele, niște credite acolo, ori o susținere oarecare dintr-un proiect, el nu știe ce să face. Și aici tot timpul e vorba de implicarea primarului,
Consiliului local, Consiliului raional, pe teritoriul localității, fiindcă dacă nu se face, de exemplu, nu se face nimic în localitatea respectivă, mai ales în localitățile mari, noi cunoaștem, e clar că oamenii cei rămân discriminați. Unea că societatea e discriminată, dar el singur de cum se închide în sidi. Da, și adică dacă nu se mai nu vine cineva, bine că eu am fost cu inițiativă, am fost cu idei, cu toate astea, și adică într-un mod niciodată nu am... Profesia mea m-a pus pe mine în situația că eu trebuia să găsesc nucleul, de unde, trebuie să găsesc ieșirea din situație. Înțelegi? Posibil că asta pe mine m-a ajutat, m-a încurajat și mi-a dat avântul ăsta ca să pot să pun în aplicare tot ce e. Fiindcă, într-adevăr, sincer, când am avut în 2005, am șezut la pat, am avut așa o posibilitate... Întâmplător m-am cunoscut cu o voluntară din Germania care a văzut situația mea și ea, păi o zi mi-aduce pâine, a doua zi mi-aduce pâine, dar eu zic că nu cât o să pot asta, știți? Și ea a observat lucrul ăsta și ea zice că eu nu vreau să-ți dau peștele prins. A să-ți dau undița. Da, să-ți dau undița. Și zic, hai să te învăț o meserie care să te hrănească pe tine. Sincer, Dumnezeu să dea sănătate acestei persoane, fiindcă mă tem că nu o să uit până la capătul vieții mele. M-am învățat meseria de a produce și iarăși procesul de reutilizare, reciclare din ce haine. Ce v-am învățat? Care profesie v-am învățat? Profesia m-am învățat să produc păpuși din haine vechi. Mm-hmm. Pe care noi le-am confecționat. Ea m-a ajutat cu aranjarea unei expoziții în Germania, unde a fost expoziție cu un mesaj că, uite, această doamnă, s-a dus un mesaj că această doamnă este în starea cu care se află, dar ea nu vrea ca să... Voi, cum Maria, eu asta am înțeles. Ea, până la urmă, ceva v-a învățat, dar pe mine mă interesează și eu cred că telespectatorii. Eu am vrut să spun că, adică, motivul ăsta, cum m-a învățat ea pe mine, ca eu să nu aștept peștele prins de cineva, așa. Dar ea mi-a dat undița și ideea că tu, cu mâinile tale, poți să-ți câștigi o bucățică de pâine, ca tu să-ți hrănești și pe tine. Pe telespectatori, precis, pe o parte bună, care locuitorii satelor, care au problemele astea și nu-și găsesc loc de muncă și angajare și nu-și găsesc o idee interesantă, pe dânsul l-ar interesa, probabil, că acum, de unde s-au găsit niște bani pentru a produce, de unde ați găsit dumneavoastră piața de desfacere și dumneavoastră, cum ați fost convinsă că păpușurile cele numai decât o să fie cumpărate? Când omul are probleme cu pâinea, cu serviciile comunale, când nu găsește bani pentru lucrurile alimentare, cine o să cumpere păpușurile? Piața din Europa mi-a fost recomandată. Adică, de fapt, dumneavoastră v-a văzut acest produs nu pentru piața internă, dar și pentru piața... Ea mi-a sugerat, uite, ca tu să nu stai cu mâna întinsă niciodată, uite, îți propun așa idee, că tu ești cu abilitățile tale, cu tot ce ești. În ce țară ați găsit piața de desfacere? În Germania. În Germania. Acum am primit, iată, și încă un plus foarte mare, că cineva m-a evidențiat ceea ce fac eu. Și acum din Slovacia au observat niște oameni de afaceri cu ceea ce producem noi, din deșeuri, din hainele vechi, noi producem niște lucruri. De exemplu? Fețe de pernuțe decorative, torbițe de este ornamentale, diferite cuvorașe. Data viitoare să veniți să le arătați aici la televiziune ca să vadă ce se produce la noi în Moldova și, ei și poate fi găsit ca piață de desfacere. Ei ne-au deschis nouă, au rețea de magazine care ne-o pun la dispoziție ca noi să producem aceste lucrări aici în Moldova și ei ne le primesc pentru vânzare în Europa. Dar... Mă scuzați, nu avem cu cine lucra. Că ne-am confruntat cu aceeași situație. De ce spun antreprenoriat social? În acest antreprenoriat social noi implicăm pe... Eu o văd așa. De la tânăr până la cel bătrân. Până la cel în vârstă. Fiindcă orice om poate să facă ceva. Și adică dacă tu poți să faci ceva, automat acel ceva îți remunerează munca ta. Și nu poți să stai. Chiar eu spun, măi, pune mâna câteva semințe, le-ai semănat și ai pus niște pătrunjel. Ai strâns acel pătrunjel, l-ai dus la piață, că cineva cel de la oraș, el nu poate produce la balcon. Tu l-ai produs, te-ai dus și l-ai vândut și automat, tu îți cumpăr altceva și le înlocuiești, merge așa ca un cerc. Mm-hmm. Dar dacă vii cu inițiativă, faci ceva, dar dacă aștepți să cadă acel pătrunjel din poț, mă scuzați, iar dumneavoastră sunteți consilier local, dumneavoastră nu sunteți consilier local, dar eu stau și mă gândesc că dacă aceste idei
ar fi antreprenoriale, da? Ar fi interesant să fie promovat la nivelul localității, la nivelul primarului, la nivelul unor lecții. Dacă mă uit și localități uneori mari, chiar noi cum Matalia suntem de la Costești Aluveni, localitatea noastră este mare. Acolo sunt mulți feluri de antreprenoriat care le deschid oamenii. Da și primarul, da și consilierii locali ar putea să depună un efort mai mare, fiindcă până la urmă avem nevoie ca lumea să stăie acasă, să nu umble să emigreze, da? Să-și facă copiii cu un ban acasă, să plătească aici impozite și totodată să rămâne cetățean cu demnitate, indiferent de faptul că el este invalid sau nu este invalid. Piața de desfacere, ați spus că ați găsit. Dar care sunt impedimentele concrete? Impedimentele le avem în aceea că, în primul rând, iată, chiar și să spunem așa, am fost evidențiată iarăși de niște persoane care au văzut ideea ceea ce fac eu și fiind niște fonduri, adică la noi este o sursă care susține antreprenorii întreprinderilor mici și mijlocii, ODIM-ul, după cum cunoaștem. Și adică, aflându-mă, am avut ocazia să particip la Forumul Femeilor în Afaceri și iată acolo, cunoscându-mă cu doamna președintă, adică dumneiei, m-a evidențiat, poate nu m-a cunoscut, m-a evidențiat și, mă rog, din discuție s-a pornit, de unde s-a concretizat cu ce mă ocup eu. Păi, păi dumneavoastră vă ocupați cu asemenea lucru care, uitați-vă câte categorii dumneavoastră le implicați. În primul rând, problema mediu, pe o problemă socială, familii sociale vulnerabile, toate astea. Vreau să spun că până la toate astea, eu nu știu de unde apăreau, dar și oamenii găseam, și anume categoriile, știți, mie cel mai tare ce m-a frapat a fost o persoană care era în cărucior. Era persoana aceea deja la nivel căzut categoric. Și de unde până unde m-am cunoscut cu un domn care mi l-a recomandat, că uite, ar fi o persoană ca, fix pentru activitatea noastră, ne-am cunoscut, i-am propus, i-am arătat, i-am uitat-vă ce și cum. Sincer, când am văzut acel om care a revenit la viață și a schimbat viziunea față de viață, față munca, da, uitați-vă ce a făcut și câștigul. Și câștigul. Știți, până atunci televizor, calculator și nimic ca scopuri, nimic ca idei, nu știu ce să mai fac. Bine, gata. Noi vorbeam de impedimente. Ce impedimente aici apar? Impedimentele apar în aceea că, într-un mod, statul nu cunoaște problema într-adevăr a antreprenoriatului social. Nu pătrunde până acolo. Nu pătrunde. Eu deja fac 30 de ani în antreprenoriat social. Ei acum, nu știu când, au vreo... Cum să facem aici, că dumneavoastră trebuie să spuneți alții telespectatorului și hai să ne închipuim că un ministru sau un secretar de stat privește emisiunea noastră, că eu știu că îi privesc, da? Sau un consilier al președintelui. Cum să facem ca oameni cu inițiativă, ca dumneavoastră, ca dumneavoastră, cumva ideile lor să întâlnească cu ideile și cu proiectele guvernamentale? Știți, am avut ocazia să, când am învățat profesia mea, eu am văzut că noi făceam 4 zile teorie și 2 zile făceam practică. Și dacă teoreticul nu conlucrează cu practica, nici într-un caz nu o să avem rezultate. Nici într-un caz, fiindcă eu pot să învăț 4 ani de zile la facultate și eu dacă n-am implicat informația care o utilizez, n-am implicat-o în practică, nici de cum nu o să am rezultate. Continuăm acum și emisiunea, dar facem o mică pauză. Pauza de publicitate. Stimați telespectatori, am revenit în studio. Spuneam mai devreme că avem aici în platou două persoane, două femei, două activiste. Maria Brăiescu, președintele Asociației Mâini Fermecate din Raionul Florești. De ce localitate? Ciutulești. Și doamna Elena Cernei, care este președintele Asociației Nevăzătorilor din Raionul Șoldănești. E consilier local în localitatea Găuzeni. Eu am invitat aceste două doamne din ce cauză? Din cauză că ele au anumită experiență în ceea ce numim noi antreprenoriat social. La noi nu se prea discută astăzi în societate și chiar și la televiziuni despre antreprenoriat social. Eu vreau să vă spun că este un domeniu foarte important în foarte multe țări. Acolo unde este legislație serioasă, privind dezvoltarea întreprinderilor mici, da? Privind dezvoltarea acelor întreprinderi care asigură locuri de muncă, pentru cine? Pentru categoriile vulnerabile. Când noi vorbim de Republica Moldova, când noi vorbim de că avem probabil că sute de mii de persoane vulnerabile, desigur, statul ar trebui maxim atenție să acorde acestui domeniu. Eu mă uit că dumneavoastră aveți experiență
locală, acolo cum de organizat. Și aveți experiență practică. Adică dacă ați produs marfa și dacă căutați încă ea să fie realizată pe piața internă și pe piața externă, de acest exemplu trebuie să fie luată în vizor. Eu, dacă aș fi azi un ministru, aș spune, măi, ia, des, mă întâlnesc eu cu doamna Maria Ceș, să o întreb încă o dată și greutăți, și probleme are acolo, și cum dezvoltăm, nu numai localitatea respectivă, da? La da. Florești, într-o oricare localitate, da. Dar în mai multe localități, fiindcă domeniul ăsta este unul interesant. Acum încerc să vă întreb, pe dumneavoastră, cum să facem ca legislația noastră să fie mai bună? Cum să facem ca funcționarii statului și la nivelul localității și la nivelul raionului și la nivelul țării să înțeleagă mai bine importanța acestui segment important care se numește antreprenoriatul social, da? Și totodată aceste întreprinderi mici noi să le vedem dezvoltate, cu mai mulți angajați, cu mai multe servicii, cu mai multe mărfuri, inclusiv pentru export. Da? Pentru că, de ce spun așa? Sunt țări mari puternice, dezvoltate, începând de la Germania și terminând cu Marea Britanie, cu Italia și cu alte țări. Pe lângă giganții mari care sunt în economie, există întreprinderile mici, de familie. Sau întreprinderi din 2-3 persoane. Da? Antreprenoriatul, ceea ce se numește întreprinderea mică, până la 10 persoane. În unele țări, până la 5 persoane, la 4 persoane. Da? Care, pas cu pas, 30, 40, 50 de ani, încă de prin anii 50-60, s-au dezvoltat și ei au alcătuit o întreagă structură, ceea ce se numește economia. Aceeași Italie, noi vorbim practica respectiv există în Japonia, trebuie să spunem că chiar China a trecut prin etapele astea în ultimii 40 de ani. Noi, Republica Moldova, începem această experiență, spunem așa, abia acum, începem să înțelegem. Dar e important aici ca să fie legătură între dumneavoastră, practicienii care da. Practic ceva ați făcut. Și cei care fac legi. Ce spuneți, doamna? Eu aș spune Elena. Că foarte corect dumneavoastră ați menționat de aceea, dacă până nu de mult distribuiam la persoanele cu dizabilități ajutor umanitar, deja am început să investim în resurse umane. În momentul când investești în resurse umane, deja este altceva. Deci, cu organizația Motivația, am avut proiecte la nivel de raionul Șoldănești și am făcut proiecte ca să evidențiem, ca să scoatem în evidență anume persoane cu dizabilități, ca să nu fie discriminate, ca să nu stai undeva într-o parte, ca să nu fie marginalizate. Deci, e un lucru ca dânșii să iasă în vizor, să implice. Sunt foarte multe persoane cu dizabilități care au atâtea, au atâtea capacități. Nu mai dorim posibilități să fim susținuți de stat, să fim oameni competenți în domeniu, adică persoane cu dizabilități care să aducă un profit statului, un venit și totodată ca dânsul să sunt ca persoană utilă societății. Ea e utilă societății da. Atâta timp cât el ceva produce, dorește. Ceva face. De exemplu, dacă spunem noi așa, inclusiv cei membri care aveți da. În asociația dumneavoastră, în câteva asociații, da. Iau așa niște activități practice, real, că el produce ceva, câștigă și un ban, se poate de spus așa. Prin localități mai mult se axează de pe gospodării. Adică dacă au, adică se ocup cu lactate sau la pământ, sau, dar deja sunt proiecte care eu le-am propus, sunt adică finanțate. Cu suportul dumneavoastră. Corect. Care dân și pot să facă antreprenoriat social în agricultură. Bine, dar dumneavoastră sunteți doar o organizație obștească, spunem așa. Da. Eu aici aș vedea numai decât și rolul statului. Clar că rolul voluntarilor e foarte important, că sunt așa oameni care pătrund, care înțeleg bine domeniul și văd aproximativ și s-ar putea dezvoltat. Dar de fiecare dată îmi pun întrebarea. Vedeți că eu ca funcționar îmi pun întrebarea. A fost funcționar. Da primarul, da președintele raionului, da vicepreședintele raionului, da ministru. El, domeniul ăsta, vede că acolo trebuie dezvoltat domeniul cealaltă. Că acolo sunt sute de mii de oameni. Dacă ar fi mii, dar eu mă uit real că noi ajungem invalizi. Știu că avem 40-50 de mii, dacă nu spun, la 100 de mii. Mai mulți, pur și simplu, mulți nu sunt înregistrați. Mulți nu sunt înregistrați, mulți nu li se recunosc.
deci într-un fel drepturile. Sau iată, avut... mie același stat mi-a sustras acel drept al meu, care într-adevăr, că nu, eu am spus că zic, eu nu vreau să-mi cumpăr gradul meu de invaliditate. S-a depistat că el este, înseamnă că dacă el este depistat, înseamnă că puneți-l ceea ce este. De ce eu trebuie să procur o boală pe care eu nu vreau să o procur? S-a întâmplat, este cazul, nu am încotro, ce să fac? Asta e situația, asta e viața. Ce, eu trebuie să pun mâinile pe piept și gata, azi îmi dau duhul? Nu, eu sunt o persoană cu grad de invaliditate, înseamnă că statul acesta trebuie să-mi recomande acel drept al meu, să-mi dea dreptul meu și eu mai departe, adică sunt ca cetățean, ca persoană, eu nu știu, eu adică văd, niciodată n-am fost o persoană pesimistă, tot timpul am fost optimistă că totuși după peretele este întuneric, dincolo este lumină, știți? Ceva bine, care sunt acele câteva poziții în care statul ar trebui să se implice concret? Când noi vorbim despre antreprenoriat social, când vorbim despre păturile astea vulnerabile, ce trebuie să fac statul? Noi trebuie să vedem ca și un chirurg, da? El nu se apucă, nu pune mâna pe cuțit până nu apreciază unde este locul bolnav. Dacă nu am apreciat, trebuie să apreciem precis unde este problema, care este ieșirea din situație, dacă este tratament, înseamnă că dăm tratament, dacă este operație, înseamnă că facem operație. Înseamnă că problema este asta, la nivel de discuție, la nivel și local, la nivel deja și național, că deja în câte reportaje s-au făcut despre activitatea noastră, niciodată nu am ascuns că statul nu conlucrează cu... Bine, s-a găsit problema. De ce să nu se găsească? Fiindcă din Moldova au plecat foarte multe persoane care sunt apte de muncă, tineri până la 45-50 de ani care sunt apți de muncă. Noi în Moldova nu avem cu cine lucra. Din părere de rău au rămas oamenii care cu grad de invalidare. Doamna Maria, dar eu foarte laconic, pentru că timpul emisiunii se duce. Înțelegeți dumneavoastră, ministrul a venit nou, da? El nu poate să le știe pe toate. Deputații au venit noi, că lucrează cât acolo, 8-9 luni de zile. Însă alții, o parte dintre ei sunt destul de tinerei, trebuie să spunem așa, că probabil că nici experiență prea mare nu au. Nu o să-i învinuim. Acum noi încercăm pur și simplu, pe de parte să le atragem atenție, dar și dumneavoastră, de jos, care soluție. Cunoașteți problemele, să le spuneți, domnilor deputați, eu consider că este problema 1 asta, 2 asta, 3 asta. Asta e scopul emisiunilor noastre, că noi, pe de-o parte, să venim cu problemele, cu anumite critici, să le arătăm unele problemele, dar și încercăm să le propunem soluțiile. De ce trebuie să puși astăzi deputații sau miniștrii, dacă noi vorbim concret de subiectul dumneavoastră? Sunt deschisă să vorbesc cu oricine, și ministrul, și prezidentul, și cu prim-ministru. Dumneavoastră aveți acolo 4 angajați, acum încercăm să discutăm acolo. Interesul, deci, într-un fel, local, raional, ca întreprinderi de astea să fie mai multe, este acolo un teritoriu? Ca să fie mai multe, brațe de muncă sunt, dorință de oameni. Și în alt problemă care noi ne confruntăm, iată chiar cu aceste susțineri financiare. Pentru noi, antreprenorii sociali, adică eu chiar și-am menționat, păi de ce eu ca antreprenor social să nu fiu încurajată eu și susținută de stat, ca eu să mențin aceste locuri care eu le-am deschis, să le păstresc, fiindcă ca a lucra cu o persoană cu grad de invaliditate sau din grad... Dar ce vă încurcă aici? Ce ne încurcă? În primul rând, oamenii nu au dorință să lucreze, fiindcă ei sunt susținuți de stat cu financiar. El dacă primește acolo un 2-3 mii de lei, el nu are niciun curaj că el să vină să lucreze sau o încurajare. Păi, dar ce ai venit tu cu propunerea ta? Mie îmi stai bine și așa. Adică vreți să spuneți că ajutorul care îl primesc șomerii îi încurcă pe dânși ca ei să se angajeze, deci, în activitățile? Da, lor le este foarte favorabil, lor le este foarte convenabil situația care este. Mie îmi pare că ministrul Taman merge în întâmpinare. Taman v-a ascultat pe dumneavoastră. Păi chiar mulțumim. Și chiar ministrul, vedeți că el spune, am citit undeva, îl așteptăm în emisiune, că, de fapt, o să fie revizuite condițiile pentru acordarea acestui ajutor pentru șomeri, ca ei să fie mai receptivi în activități. Asta e problema, presupunem, da? Care încă ar trebui statul, unde ar trebui să vă mai ajute ca să... Într-o doilea rând, ce am mai observat eu? Un învățător, un antreprenor social este ca un profesor, ca un educator. Educatorii, profesorii, adică este susținut, într-adevăr, li se stabilește un... Eu, de vorbă, din experiența mea care am văzut-o, eu, sincer, eu mă duc la zero. Eu mă duc în pierdere, eu nu mă duc în câștig, fiindcă eu trebuie să învăț acest om, eu trebuie...
oamenii cu grad de invaliditate, cu din familii social vulnerabile, nu au același nivel de educație, nu au același nivel de înțelepciune, ca el să înțeleagă. Eu mă chinu să-l învăț. Am înțeles, dumneavoastră depuneți un efort mai da, mare. Și adică într-un mod, eu mai, uneori văd că zic mai bine mă așez eu și lucrez și îmi fac acel venit care eu îl muncesc. Nu, așa e soarta dumneavoastră cu întreprinderea respectivă. Păi ar fi poate bine ca... Aici este și problema, că dacă statul nu înțelege această problemă, că pentru un angajat de persoane cu grad de invaliditate, ei sunt oameni care au niște drepturi. Dacă îi încalci dreptul, statul te amendează, te penalizează. Bine, și ce să vă facă aici statul? Păi trebuie să discute tema asta, să vadă cum se implementează, ca să fie un plus, să am eu un curaj, nu că curaj, dar un avantaj, trebuie cumva să vă încurajeze. Păi da, desigur. Nu, bine, dar concret încurajarea. Cum mă vedeți dumneavoastră? Că așa de deputat și vă ascultă pe dumneavoastră, zic, femeia asta iar din plânge. Câte, din câte cunosc, foarte multe fonduri vin pentru aceste categorii de proiecte și aș vrea foarte mult să fie o transparență, că într-adevăr, dacă este antreprenoriat social, eu nu vreau ca să fac asta numai de ce, că este la modă. Înțelegeți? Adică, dacă este o problemă și dacă este, înțelegeți, nu poate psihiatru să ducă să trateze dentist, o persoană cu problemă de dinți. Înseamnă că, într-adevăr, dacă este problema antreprenoriatului social, noi luăm nucleul, de unde este problema? Ce să facem? Cum implementăm toate astea ca noi să mergem cu rezultate? De vorbă, eu nu... Ar putea să vă micșoreze statul impozitele? Plătiți impozitele? Și la impozite, desigur, noi din asta ar fi poate o posibilitate, adică cei motivare. Care deschid o întreprindere de, iată asta, e cu antreprenorat social, întreprindere mică, ea cumva să fie scutită de impozit, cel puțin pe o anumită perioadă, da, fiindcă dumneavoastră faceți un mare... Investiție de timp, de... Da. De răbdare, asta e o muncă colosală, desigur, asta e, ca să lucrezi cu o persoană cu grad de invaliditate, nu vă puteți da închipuire cât e, și depinde, da, din ce categorie, din un care... Asta am înțeles, da. Dumneavoastră și spuneți că dumneavoastră are o idee, adică de fapt ideea am dat-o eu, dar cred că ați acceptat-o. Statul ar putea de fapt să micșoreze impozitele pentru acest tip de întreprinderi, da? Și atunci s-ar facilita, dumneavoastră ar avea mai mare interes să atragă mai multă lume, să-l dezvolte și așa mai departe. Eu sunt cu ideea că ar fi bine, adică să fim persoanele care sunt mai active de pe în localități, ca exemplu, să vină și să discute și să vadă și se poate de rezolvat în problema, mă refer la persoane cu dizabilități, ca chiar să fie elementar susținuți, dar să fie auziți, să fie conducere la nivel de republică, să coboare la nivel de localități. Când, într-adevăr, eu am avut mare ocazie să mă deplasez la Chișinău, adică cunoscând-mă lumea, mai sunt invitată, dar eu vreau și pentru locuitorii raionului Șoldănești, persoane cu dizabilități, de văz, de auz, adică ei toți sunt, adică să fie o colaborare. Nu, bine, colaborarea respectivă da. Poate fi, dar ea trebuie să fie una bazată pe un anumit pragmatism, adică de ce omul acela trebuie să iasă din casă, să se ducă la întrunire, să asculte cum vorbesc cu guvernanții, el trebuie să aibă da. Motivație. Măi, ce să îmi dei de la asta? Ce să am eu? Cum spun moldovenii noștri, ce să am eu de la asta? Asta e problema societății noastre, domnul Victor, din motiv că eu, având a treia generație de voluntari, din Găuzieni, cu noi suntem schimbare, tot timpul oamenii mă întreabă, păi de ce ai tu de la asta? Păi oameni buni, doar asta e mediul nostru. Eu am o plăcere să mă duc să fac curățenie în localitate. Educăm copiii. Da, dar dumneavoastră înțelegeți cum nu fiecare da. Este voluntar, gata gratis. Să lucreze la dumneavoastră odată și încă o dată și încă o dată, cu atât mai mult când el are niște probleme. El nu are salariu, el nu are venituri, el nu are roadă de la cotă, copiii lui sunt plecați peste hotare și atunci mai ce mai vrea și doamna Elena de la mine, mă bat el la cap cu problemele de mediu dacă eu nu am elementar bani să trăiesc. E că atât dumneavoastră încearcă să organizeze oamenii cei probabil că au salariu, primesc sigur, oamenii salariu, sigur. Da? Probabil că nu știu cât primesc, dar ar fi bine să primească mai mult. Și dumneavoastră într-un fel retrăiește, că ar fi bine. Același lucru probabil că noi trebuie să vorbim și în cazul dumneavoastră. Faceți instruiri cu dânși, îi pregătiți
dar trebuie să le dați și niște idei. Da. E ca să chemați pe doamna Maria. Păi asta și-a fost motivul că noi am, eu cu idee, dumneiei, cu oamenii, cu oameni. Și am pus în aplicare toată asta, adică practica mea da. Cu... Adică de fapt ați lucrat împreună. Am încercat să facem o colaborare și știți că n-am văzut că din 32 de persoane nu au fost angajați niciunul, da. Chiar am rămas... Dar de ce nu au fost angajați? Refuzul că lor le este avantajos să primească banii. Adică oamenii au refuzat să angajeze. Da. Eu, de exemplu, discutăm... Acum, cu ce să vă ajute ministrul? Cu ce să vă ajute ministrul? Păi dacă nu se mai dea ajutoare sociale la toți lenoșii... Adică dumneavoastră vreți numai ajutoarele sociale să se reducă. Să se reducă, dar nu, să se facă un fel de transparență, că anume, într-adevăr, persoanele care necesită... Sunt familii, eu cunosc 7-8 persoane, copii în familie, și, dar chiar aceștia din familie... Eu, sincer, am avut așa o ocazie, a venit o persoană recomandată. Eu m-am înregistrat ca agent economic la Oficiul Forțelor de Muncă și am spus că, uitați, am locuri vacante pentru ca să fie înregistrat, să angajez persoane la lucru. Sincer, vedeți, eu, adică mă rog la... Asociația Oficiilor Forțelor de Muncă, semn de lucrători, ei mi-i trimit, dar ei vin și mă rog pe mine, oamenii aceștia vin și mă rog pe mine, hai te rog frumos, poate îmi scrii că nu mă poți primi la lucru. Nu vreau să lucrez acolo. Nu vreau să lucrez, înțelegeți? Și eu nu înțelegeam care este... Măi, tu nu primești. Și chiar o persoană că nu pot să lucrez de atât că am 5 copii. Păi zic, dacă tu ai 5 copii, mai, cu atât mai, cu atât mai mult tu trebuie să te angajezi, că acolo cum necum să faci 4-5 mii, 6 mii de lei după posibilitate, capacitate, fiindcă la noi este anume după posibilitate, fiindcă sunt oameni care pot să facă 150, sunt oameni care pot să facă 300-400 de lei pe zi. Nu putem să remunerăm pe toți la un loc, la același fiindcă... Adică motivul, de fapt, motivul refuzului de a se angaja în câmpul muncii, el poate fi diferit. Omul, de exemplu, e pedagog și el nu vrea să îndeplinească funcția aceea. Omul, de exemplu, e inginer sau altă profesie. Fiindcă noi observăm că deci mulți din nu vin să facă muncile astea necalificate din cauza că ei au terminat studii superioare și ei nu ar vrea să coboare acolo. Ei ar încerca să găsească... Plus de asta, mulți așteaptă salariile să vină mari dintr-o dată 10, 12, 15 mii de lei și e greu să vină la muncă cu 4 sau cu 5 mii de lei. La noi problema asta, anume din motiv că doamna Marie m-a contactat și cineva m-a recomandat și ei m-a contactat referitor la angajarea în câmpul muncii și eu am fost destul de deschisă și am propus dumneai și locații gratis. Am în localitate o casă unde am îngrijit o bătrână. Am înțeles. Și adică am fost, adică pentru mine era, wow, oameni să lucrez, 6 oameni, super. Adică eram cu atât de entuziasmată, cu oameni, dar am rămas fără cuvinte, atât am rămas și în fața dumneai atât de indignat când am văzut că oamenii vin, dar nu vor, adică găsesc niște scuze de 2 bani. Și asta tot e dureros într-un fel. Nu, vedeți cum e. Și nu putem să E deschis granițele, oamenii se duc după salarii mai înalte, peste hotare, pleacă. Mie mi se pare că aici este și problema educației, fiindcă noi, la nivel de învățământ, nu prea am educat într-un fel sau într-altul dragostea de patrie, dragostea de muncă. Vedeți că permanent toți sunt în concurență după bani mari, neînțelegând uneori că pleacă după bani mari, dar pierde acasă familia, pământul, pierde acasă plaia natală, satele sunt rămase pustie și asta e drama. Adică, de fapt, hai să spunem așa, emisiunea e pe la sfârșitul deci de acum ei, dar aici se vede un efort care trebuie să-l facă pe de-o parte și autoritățile statului, locale, și dumneavoastră ca voluntariat și cei care practică antreprenorat social, dar și sistemul educațional. Mai ales că foarte mult mă șochează chestia asta, că adică în școală, noi doar fiind, eu din clasa 4 eram în colhoz, brigada școlărească. Cu câtă dragoste și cu câtă bucurie munceam că să câștigăm noi banii noștri și o să vedem rezultatele muncii noastre. Noi ne duceam, ne cumpăram de școală, ceea ce ne plăcea, ceea ce ne trebuia nou și câtă, că uite, noi venim în suport familiei, părinților, că toamna era greu înainte de școală. Dar acum copiii nu se motivează cu nimic, că nu cumva să pui copilul la muncă. Păi eu cunosc a curății via din clasa 5-a. Eu, dacă mă duci pe mine în via,
eu știu toate lucrurile vii care trebuie. Și asta este un avantaj, este un plus, ca să înveți să faci toate lucrurile astea. Dar în schimb se duc după aceea și cureță via sau prelucrează pământul în Portugalia, în Spania, în Germania. Pe urmă noi lăudăm țările cele care sunt dezvoltate, dar de fapt muncile cele mai grele sunt făcute acolo de moldoveni, de migranții noștri. Facem cumva ca migranții să-i avem totuși acasă, să-i educăm acasă. Și aici e vorba și de sistemul educațional, și de primarul satului, și consilierii, și ministru, și toți împreună, implicare. Și inclusiv de activitatea dumneavoastră. Bun, noi mai avem ultimele două minute, vă ascult dumneavoastră o minută și dumneavoastră o minută. Ce vreți să spuneți la sfârșitul emisiunii? Eu, în orice caz, vă mulțumesc foarte mult că m-ați evidențiat din așa volum de oameni și, adică, o problemă... Eu v-am căutat. Problema, păi, a căuta este a evidenția pe cineva de undeva. Și mulțumesc foarte mult că ați spus în discuție această problemă, care este într-adevăr o problemă națională pentru întreaga Republică. Și vreau să le spun și la cei care sunt plecați peste hotare că chiar dacă copiii voștri sunt motivați ca să lucreze, nu-i motivați cu acei 100 de euro sau 200 de euro care îi trimiți acasă, fiindcă am avut și asemenea situații că, ei, dragul mami, dar și te duci să muncești acolo, lasă că eu ți-o trimit 100-200 de euro și ai să te descurci tu într-un fel, dar nu te duci ca adică într-un mod. Sau invers, copiii care sunt plecați peste hotare și mamele vor, într-un mod, comunicare, discuția, unul cu altul, te iai când te-ai uitat azi luni, mâine, vineri, sâmbătă, timpul a plecat altfel, sănătatea asta, comunicarea între oameni, asta este o sănătate, eu am văzut asta cât de mult înseamnă și vreau să spun că dacă te duci acolo și faci un lucru bun, adică muncești tu cu mâinile tale și vezi rezultatul tău și pentru asta primești un ban, asta nu înseamnă că tu te duci undeva acolo la un bar, undeva și ai cheltuit banii și ai venit cu o oră, ai discutat, ai bărfit pe cineva și este un lucru pozitiv, ceea ce tu trebuie să primești energie de la toate astea. Eu, în primul rând, eu primesc energie de la ceea ce fac, eu primesc satisfacție, eu primesc, îmi dau sufletul și dragostea care o am eu față de munca mea și primesc înapoi iarăși același energie. Dumneavoastră, ce spuneți? Eu, de asemenea, aș veni cu un demn față de persoane cu dizabilități, cum am accentuat din start, că să nu stea acasă, să iasă în evidență că avem abilități, dorim posibilități și să facem lucruri mari pentru noi însuni și precum și pentru societate. Și nu întreba ce face destinul pentru tine, ce faci tu pentru el, precum și pentru stat. Da, pentru societate. Da. Nu, bine, stimate doamne, doamna Maria Braiescu și doamna Elena Cernei, eu vă mulțumesc. Eu, într-adevăr, trebuie să spunem, pregătind această emisiune de câteva luni de zile, am căutat niște exemple de acestea care sunt în Republică. Nu prea sunt doritori să vorbească. Uh-huh. Noi avem proiecte mult interesante, dar nu sunt prea mulți doritori să vorbească. Din ce cauză? Probabil că nu vor să critice administrația locală. Corect, nu vor să aibă de furcă cu președintele raionului. Nu vor să critice cumva ministerul. Ei văd mai multe lacune, vorbind despre discriminare, așa cum dumneavoastră. Vedeți că dumneavoastră sunteți totodată niște femei curajoase, care, pe de parte, ați ieșit la televiziune să vorbiți, nu e așa de ușor să vorbești în fața camerei, în fața Republicii întregi. Pe de altă parte, ați abordat niște probleme. Eu aș vrea să vă doresc dumneavoastră societate. Recunosc că problema există. O cunosc și eu încă de mai mulți ani. Din păcate, lucrurile au degradat. Aici e vorba și de lacunele sistemului, spunem așa, educațional, în general sistemul. Cum vedem noi educația? Noi vedem educația ca instruire, niște principii morale, dar totodată educația trebuie să vadă ca dragoste față de părinți, față de plaiul natal, față de muncă. Da, față de muncă. Munca, de fapt, este baza tuturor bogățiilor care le creează omul, da, într-un fel. El este baza, în general, a supraviețuirii. Dar trebuie să înțelegem că hai încercăm să muncim și pentru noi, pentru fiecare, da, și pentru comunitate, pentru societate, pentru generațiile din urmă, de viitoare. Până la urmă, de ce încercăm să lucrăm? Pentru copii. Să le arătăm niște exemple bune. Și aici ar fi bine ca autoritățile să se implice și să înțeleagă că domeniul acesta este important. Pentru că el, într-adevăr, este legat și cu educație, și cu antreprenoriat, și cu soarta acestei generații de pături vulnerabile. Fiindcă invalizii sunt o parte importantă a societății. Și dacă ne-ați încercat să-i angajați. Dar aici suntem și mă gândeam
La aceeași întreprindere a dumneavoastră, noi ce nu am putea să discutăm cu copiii care au 17 ani, care au 18 ani, care să vină pe câteva ore să lucreze la dumneavoastră, da? Să vină pe câteva ore după lecții să instruiască la dumneavoastră, ca să le dați niște exemple, ca ei să le urmărească, ca ei să ciocnească. Vedeți că de fapt, în școli, în sistemul educațional, există o disciplină introdusă în unele licee care se numește ori economie, ori educație antreprenorială. Adică lor li se dă niște bazele cunoștințelor respective. Dar aici e vorba că ei ar trebui să vină și să vadă experiența practică. Cum concret. Spus eu, teoria, dacă nu combini cu practica, adică nu are rezultatul. Da, și atunci rezultatul ar fi mai fenomenal. Eu cred că asta ar trebui să fie o meditație și pentru ministrii noștri și ministrul la educație și ministrul la protecție socială și chiar în economie. Oricum, segmentele acestea sociale, spunem așa, invalizei, da? Ei sunt mai puțin dinamici. Adică ei nu sunt prin rândurile emigranților. Ei nu se grăbesc să plece. Ei totuși rămân în țară. Ei încearcă să-și găsească un loc sub soare, ei încearcă acolo să muncească, să-și găsească o activitate și acum e importantă instruirea care o faceți și dumneavoastră și o faceți dacă dumneavoastră. Dacă dați voie să vă dau un exemplu, eu ducând lipsă de persoane care, mă rog, îl chemam pe unul la lucru, ba pe altul, fiindcă deja volumele care le aveam erau mari și nu ne încadram în comenzi și, mă rog, trebuia să mai angajăm pe cineva, unu, două persoane acolo și eu pe urmă știam și mă uitam că caut oameni, dar eu aveam copiii mei. Da. Copiii mei, mamă, dă-mi 100 de lei, dă-mi 200, vreau ce e, dar eu zic stai puțin, dragul mamei. Zic, hai la lucru. Aha, deci eu trebuie să chem altă persoană străină și să-i dau bani la omul și ala dacă tu trebuie, uite-te. Și am început cum pe persoana străină o remuneram fix așa și el nu era deja ca copil, dar era ca angajat. Și noi am învățat copiii și să vedeți un lucru care cel mai tare pe mine m-a frapat, că până a munci, el dacă vrea un lucru care costa 700, 1000 de lei, mamă, dă-mi 1000 de lei. Eu zic, pentru ce? Iată așa și așa. Și mă credeți că peste o lună lucrul acela nu mai avea importanță pentru el. Acum când el a lucrat și a făcut 1000 de lei și el până a face banii ceia și a lucrat cu scopul că să-și procure ceea ce trebuia lui și după ce a făcut acea 1000 de lei, a lucrat și a făcut-o și eu zic, ce ți-a luat? Deci, mamă, dar chiar să dau 1000 de lei pe lucrul ăla, deci cum eu am muncit atâta. Adică, uitați-vă, eu l-am învățat în momentul acela să fie economist, să fie productiv, să-și aprecieze munca, să-și aprecieze lucru, munca lui și să aprecieze dacă el are nevoie de lucrul acela sau nu mai are nevoie. Și el atunci când muncește și-și varsă sudoarea, chiar îmi dea un exemplu foarte mare, povestea din clasa a doua care am citit-o Pâinea cu rouă. Cât de tare pentru mine a fost o temelie pentru toată viața mea, că adică până curge capă o picătură de sudoare pe bucățica de pâine, să simți rodul sudorii tale pentru bucățica aceea de pâine, tu nu poți aprecia munca. Și asta eu am văzut, iată, cât de mult face că noi să implicăm. Și nu, să nu vină statul să-mi spună că tu îți bagi joc de copil, că tu îl irosești sau pui la muncă. Nu, prin muncă omul este vestit. Prin muncă omul, el se învață, el își apreciază capacitățile, își apreciază viitorul. Ce trebuie vedeți să că sistemul educațional totuși dă, hai să spunem așa, deci lecțiile astea de muncă, da? Sau muncă tehnologică, cum se numea cândva, da? Și acum antreprenoria care e studiată în școli. Dar ei nu dau voie să lucreze copiii în perioada de vară. Da, dar aici trebuie să de găsit un mijloc de aur. Fiindcă, trebuie să spunem așa, că în mai multe țări legislația de acum, după 14 ani, permite copilului să lucreze 3 ore, 4 ore. La noi legislația e cam confuză aici. Dar dacă să ne întorc înapoi concret la discuția care am avut-o astăzi, în primul rând trebuie cei care după 18 ani trebuie să se angajeze, să nu se așteaptă să le dăie statul sau să le dăie organizațiile internaționale, să le dăie să îmblăm noi cu cerșetul. Eu vă mulțumesc pentru emisiune. Eu cred că a fost bună. Eu vă aștept și altă dată. Noi o să mai găsim prilej să discutăm despre aceste probleme mai concret. Sper că să vină și un reprezentant a Ministerului care, ca expert, să încerce să ne spună unde legislația e perfectă, unde nu e chiar perfectă, cum ar putea ca întreprinderile astea să fie susținute de stat, da? Ca
informația despre proiecte să fie mai legere, cum proiectele noastre care susțin acolo și diaspora și micul business să ajungă până și la aceste întreprinderi a invalizilor și tot așa și tot așa. Adică și guvernul are aici de lucru. Da. Vă mulțumesc mult, stimați telespectatori, ne întâlnim cu dumneavoastră miercuri viitoare. Da. Mulțumim pentru audiență. La revedere!